Mai multe locuri pentru pacienții bolnavi de COVID-19, mai multe spitale municipale și raionale din țară, pe măsură ce crește numărul de cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dispus extinderea numărului de paturi pentru pacienții infectați cu temutul virus. Astfel, au mai fost aduse 50 de paturi la Institutul de Medicină Urgentă, 20 la Spitalul Raional Strășeni, 40 la Spitalul Raional Anenii Noi și 6 paturi de terapie intensivă la Institutul Mamei și Copilului. Alte 40 de paturi urmează să fie disponibile în zilele următoare la Spitalul Raional Hâncești, iar altele 20 la Spitalul Raional Călăraș. Odată cu creșterea numărului de persoane infectate cu noul tip de coronavirus, toate locurile disponibile la centrul COVID de pe teritoriul Modexpo din capitală au fost ocupate. Dacă în luna ianuarie, atunci numărul de infectați era în scădere, aici activa doar un singur pavilion, în care erau disponibile 140 de paturi. În prezent, alte două pavilioane au fost puse în funcțiune, iar în total acum sunt 420 de paturi pentru acești pacienți. De dimineață până la ora amiezii, această doamnă spune că a reușit să preia 5 pacienți confirmați pozitiv cu virusul COVID-19. De asemenea, de când a crescut numărul de îmbolnăviri, Ana Lupașcu spune că și volumul de muncă e mult mai mare, iar timp personal nu mai există. Da, avem unii parametri care necesită, știți, spitalizare, confirmare pentru testare și îi aducem aici pentru a fi testați. Cam cât durează aceste proceduri? Deja nu depinde de noi cât durează procedura. Până la coeficient ne străduim cât mai repijor, dar aici este alte instituții unde au programele lor de muncă. Încărcătura asupra sistemului de urgență medicală, că nu reușim să apelăm la timp, pentru că această procedură, după cum vedeți, durează. Pentru a preda un pacient, al transmite nu numai sub o mască de COVID, să nu fie scăpat un sindrom, altă, o patologie urgentă, când pacientul trebuie să ne merească din start în spital. Deci, din păcate, nu reușim să deservim solicitările la timpuri cât nu ne-am străduit. Astăzi aici stau în rând 9 ambulanțe, iar pacienții sunt nevoiți să aștepte și mai mult de jumătate de oră până se vor elibera noi locuri pentru ei. Da, alte zile sunt 10, 12 și alte zile poate fi 20. E diferit? Da, foarte diferit. Când ajungeți aici, cât stați în rând? Cum stăm puțin, vreo jumătate de oră. Se întâmplă și mai mult. Depinde cum, nu sunt locuri. În afară de numărul de paturi care au fost suplinite la cele 3 pavilioane de la centrul COVID-19 de la Moldexpo, a fost mărit și numărul lucrătorilor medicali care îngrijesc de pacienți. Paturile de triaj, da, exact, sunt 80 de paturi, ați înțeles. Ele pot deservi 240 de pacienți în fiecare zi. Iar și pacientul care se află pe patul de triaj, el se află nu permanent, el se află 6-7 ore. Primește rezultatul și după aceea pacientul este amplasat în alt spațiu, ori trimis la spital de referință, ori amplasat în spațiu de staționar. Pentru a putea face față numărului mare de infectări, de curând conducerea Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală a amenajat mai multe spații auxiliare ale instituției în saloane pentru pacienți. Potrivit medicilor de la Sfânta Treime, în ultima perioadă la spital se adresează cu forme grave pacienții tineri, cu vârste cuprinse între 35 și 55 de ani. În prezent, la acest spital sunt internați peste 320 de pacienți cu COVID-19. În fiecare secție au fost plasate paturi adăugătoare, inclusiv și în încăperile în care erau alte activități până la asta. Acestea sunt birourile medicilor, acestea sunt birourile unor șefi de secție, acestea sunt birourile unde activau medicii rezidenți și mai sunt sufrageriile unde își luau masa pacienței până acum. Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienții cu COVID în spitalele municipale este de 1666 de paturi și 80 de paturi de triaj. S-a menționat astăzi în cadrul ședinței operative a serviciilor primă. Cifrele ne vorbesc despre un pronostic nefavorabil, se majorează numărul de infectări atât în cadrul populației, cât și din păcate avem și majorarea numărului de infectări din cadrul lucrătorilor medicali.
În total, în spitalele municipale sunt internați aproape 1600 de pacienți confirmați pozitiv cu virusul COVID. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță că a emis un ordin cu privire la asigurarea accesului pacienților cu COVID-19 la asistență medicală spitalicească, care prevede intensificarea măsurilor de testare a pacienților, includere în tratament, efectuarea investigațiilor de laborator, printre care și monitorizarea pacienților care se află în tratament la domiciliu.